Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noi spectacole la recitalurile verii de la Onești. Continuă seria asfaltărilor în Dofteana. Show de zile mari la Dărmănești. Spectacole la recitalurile verii de la Onești. Continuă seria evenimentelor de excepție în Parcul Municipal din Onești cu un nou spectacol. De data aceasta, pe scena special amenajată va urca Taraful Rapsodia Iașului în concert cu Zenovia Olaru, Larisa Georgiana Borselli, Alin Gabriel Scoban și Melu Birtaru. Și spectacolul are loc în Parcul Municipal din Onești, lângă Roată. Tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comănești Galion, ediția 7, și-a deschis oficial porțile, marți 8 august. Tabăra a devenit un proiect de tradiție și este organizată de filiala Bacău și subfiliala Comănești cu sprijinul sediului central al Crucii Roșii Române și al primăriei orașului Comănești. Participare numeroasă anul acesta, peste 100 de voluntari din filiale ale Crucii Roșii din toată țara, 10 voluntari din partea Societății Naționale de Cruce Roșie din Republica Moldova. La deschiderea oficială au fost Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău și președintele subfilialei Comănești de Cruce Roșie, Viorel Miron, primarul orașului stațiune Comănești, Gabriel Lupu, subprefectul județului Bacău, colonel Balica Alexandru de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Marinela Pașcu, psiholog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Bacău, Tudor Cornicioiu, medic militar baza 95 aeriană, Mirela Lenedr, reprezentant Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, sub stația Comănești. Au mai fost reprezentanța ai Comitetului Crucii Roșii Bacău, este vorba de Elena Pașcoa Păvăloaie și Dana Butan, dar și a echipei Crucii Roșii Bacău, este vorba de Raluca Diaconu, coordonator programe, și Maria Oprea, coordonator voluntar. Iată, ne ajungi la o nouă ediție a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, organizate de Crucea Roșie Română, astăzi la Comănești. Eu sunt Narcis Jitaru, sunt președintele subfilialei Comănești și vicepreședinte în Comitetul Județean al Crucii Roșii Bacău și am deosebită onoare, bucurie, plăcere să fiu alături de domnul primar al orașului Comănești, Viorel Miron, care este alături de mine. Împreună să fim gazdele voluntarilor din România și din Republica Moldova. Anul acesta. Am ajuns la a 7-a ediție. Este o cifră biblică, dacă stăm și ne gândim, care ne va aduce cumva speranțe că vom putea organiza încă pe atâta și în viitor și că orașul Comănești va putea deveni pas cu pas un pol al formării voluntarilor în situațiile de a fi pregătiți în situațiile de dezastru la nivel național și internațional. Este o bucurie mai mult decât atât prin faptul că, din păcate pentru noi, voluntarii de Crucea Roșie, în ultima perioadă, în cel puțin acum deja sunt vreo 4 ani de când ne-am lovit de câteva evenimente cu impact mare asupra populației mondiale, am putea spune, și am avut timp fiecare dintre noi, mai tineri, mai puțin tineri, să ne lovim, să spunem, cu dușmanul. Dușmanul pentru noi înseamnă o situație neplăcută pentru cel de lângă noi. Și eu mă bucur astăzi că ați dorit ca din cele 19 filiale ale județului, ale României, să reprezentați Crucea Roșie. Și mă bucur foarte mult că ați reușit, majoritatea dintre voi, să ajungeți în timp util. Mai avem, până de seară mai sosesc voluntari, inclusiv cei din Republica Moldova, la deschiderea oficială, pentru că așa cum suntem noi obișnuiți aici la Comănești, încercăm să începem cu dreptul și iată, la această deschidere avem parte de oaspeți care de fapt sunt partenerii noștri principali ai acestei ediții și aș vrea să-i prezint pe fiecare în parte și să le ofer cuvântul.
și să le mulțumesc în același timp pentru că ne sunt, ne-au fost și vor fi cu siguranță alături de Crucea Roșie Bacău. Așa cum am prezentat deja pe domnul primar Viorel Miron, este gazda noastră care de 7 ani ne este alături. Iată, vă aflați într-o locație pitorească, este zona de agrement a orașului Comănești, la Galion, unde avem cam toate facilitățile de care ar putea dispune o tabără organizată la munte. Da, am văzut puțin pe adresa oficială a Crucii Roșii că mai avem invitații și în alte părți, dar faptul că ați ales la Comănești să veniți înseamnă pentru noi foarte mult. Și mulțumim foarte mult domnului primar pentru că pe lângă acest spațiu deosebit de frumos, ne-a oferit tot sprijinul logistic de a desfășura an de an. Sunt foarte mulțumit și încântat în același timp pentru că se desfășoară aceste tabere la noi la Comănești, ținând cont că eu din primul mandat, acum vreo 20 de ani, am intrat direct la probe practice de salvare de vieți omenești și de bunuri omenești și de tot ce vreți dumneavoastră, trecând prin mai multe rânduri de inundații, având și nenorocirea sau nefericirea de a veni și muntele peste case, peste sate și a trebuit să evacuăm cartiere întregi. Deci iată că acum dumneavoastră faceți lucrul acesta doar pentru a vă antrena și a căpăta experiență și a obține cunoștințe în aceste domenii, ceea ce este foarte bine. Mai nou, în ultimul timp, dacă deschidem televizorul, este imposibil să nu se dea o situație de urgență de pe întreg mapamondul și dacă o începem cu tremure, cu alunecări de teren, inundații, mai nou la inundații se... La modă acum este ca să plutească mașinile pe apă. Până acum n-a fost așa ceva, dar de câțiva ani de zile am văzut că orice viitură mai puternică ia și mașinile în dură. Probabil că în viitorul apropiat va apare un sistem de prevenție prin care vom fi obligați că atunci când parcăm mașina să o și legăm de ceva, de un stâlp, de ceva, să nu mai plece mașina dacă vine apa mare. Ce să vă zic? Să dea Dumnezeu să fie cu folos această tabără și să, ca și la pompieri, să le spunem să aibă absolut orice, dar să ducă lipsă de evenimente ca nu știu ce insulă, nu mai știu, prin Anglia, în care o echipă de pompieri dintr-o localitate de acolo erau de vreo 100 de ani, aveau serviciu respectiv pentru securitatea la incendiu și nu avusese nicio acțiune niciodată. Dar ei funcționau de 100 de ani. Așa să ne dea și nouă Dumnezeu, deși suntem expuși de la oră la oră, de la minut la minut sau de la o zi la alta, nu știm ce ne așteaptă. E bine să fim pregătiți și pregătirea o facem în acest mod. Dacă dumneavoastră o faceți cu plăcere, cu dăruire, să fiți perseverenți în ceea ce faceți, pentru că vă prinde foarte bine, nu numai în situații de acestea, dar vă prinde bine și fiecare la locul unde lucrează, unde își duce existența de zi cu zi, pentru că pot să apară oricând, intempestiv, orice. Acum au apărut și tornadele astea, care deodată nu aveți că dispare. Casa, acoperișul, nu știu ce mai dispare. Să știm întotdeauna să fim pregătiți pentru orice. Pentru că, după cum vedem, și la televizor, același lucru spune, începând de acum, vor fi tot mai frecvente aceste fenomene. Lucru care nu s-a întâmplat până acum. Deci, dumneavoastră, veți fi generațiile care vă veți confrunta cu noi și noi situații de urgență. Și trebuie să vă instruim bine ca să aveți grijă de noi. Vă mulțumim și să vă dea Dumnezeu succes în activitate, spor și, nu în ultimul rând, să plecați cu, pe lângă experiența pe care o veți căpăta aici la Comănești, să plecați și cu amintire și cu plăcută și cu tot ce doriți dumneavoastră. Mulțumim frumos!
noi asfaltări în Comuna Dofteana. Primarul Comunei Dofteana, Ioan Brujor, profită din plin de temperaturile de vară și asfaltează la foc automat. De altfel, în ultimii ani, primarul Brujor a reușit să asfalteze multe căi de acces în interiorul localității, dar și să facă o variantă ocolitoare a localității. Detalii în minutele următoare. Ne-am propus ca astăzi și mâine, deci astăzi este în data de 10 și pe data de 11, vom asfalta cele trei străzi care fac parte din acest proiect, Angel Saligny, strada Florilor, strada Teilui și strada Levezilor. Sper până săptămâna viitoare să turnăm primul strat de asfalt. Se lucrează, acest drum va face legătura, va fi un drum, este un drum cerut de către localnici. Sigur că da, acest drum face legătura între drumul de utilitate locală pe care îl vedem și drumul național. Deci voi lega drumul național prin acest drum, pe aceste trei străzi, strada Florilor, strada Levezilor și strada Teiului, care va face obiectul șoselei de centură între orașul Dărmănești și Comuna Dofteana. Deci se poate circula la încheierea lucrărilor, bineînțeles, din Dărmănești, intrăm la ieșirea din Dărmănești și până în Dofteana, ocolim centrul localității, ocolim drumul județean, drumul național, prin aceste drumuri pe care le asfaltăm noi astăzi. Lungimea lui nu este foarte mare, dar este extrem de important, face legătura. Da, sunt mai multe străzi, deci sunt cele șapte drumuri. Exact așa are și denumirea proiectul nostru, cu cele șapte drumuri care fac obiectul proiectului prin Angel Saligny. Și mai avem și o altă firmă care lucrează în altă zonă, tot prin Angel Saligny, dar o câștigă licitația o altă firmă. Dar aici toate însumate, cele șapte drumuri, duce la câțiva 7-8 km de asfalt. În ultima perioadă ați avut multe asfaltări, dacă e să facem așa un bilanț, că a lungime vorbesc. Sigur, am avut multe asfaltări și mai avem. În funcție de evoluția vremii, sperăm ca anul acesta să le ducem până la un 80-90%, pentru că datorită evoluției vremii, cred că și odată cu toamna sau știu eu, venirea vremii răcoroase, nu o să mai putem continua atunci. Dar acum s-a lucrat de pe data de 7-8 ianuarie și până la ora actuală, tot ceea ce vedeți se lucrează în continuare, inclusiv pe drumul 131 care face legătura între DN12 și cele patru sate, Seaca, Hăiac, Ștefan Vodă și Dofteana. Show de zile mari la Dărmănești, de zilele orașului. Pentru prima dată în istoria localității, primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin, a organizat de zilele orașului și un festival al uzilor, eveniment unic în România. Astfel, pe lângă numeroși artiști locali, pe scenă a urcat și îndrăgitul Paul Surugiu, Fuego, Olga Gorcinski din trupa Millennium, dar și Mario Fresh. De altfel, și spectacolul oferit de trupele de reconstituire istorică, Nocor și Vulturii din Țara Călatei, au atras un mare număr de vizitatori. Aceștia au avut ateliere de tir cu arcu, ateliere de modelaj, de prezentare de ținută și costum militar, dar și ateliere de cusut și de țesut șnururi, ateliere de ierburi medicinale, dar și lupte cu sabia. De departe, punctul de maxim interes a fost prezentarea cavaleriei ușoare, caii și călăreții de la Asociația Vulturii din Țara Călatei, fiind la mare căutare. Jocurile nomade prezentate de aceștia au fost îndelung aplaudate de la cei mici până la cei mari. De altfel, tot în cadrul zilelor orașului, primarul Toma Constantin a premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, dar și pe fiii și fiicele Dărmăneștiului care fac cunoscut numele orașului peste tot în lume. Detalii în minutele următoare. Știți că acești oameni sunt foarte greu de prezentat, pentru că au foarte multe rezultate, au foarte multe performanțe și dacă ar fi să vorbim despre un om de valoare al Dărmăneștiului, așa cum ar trebui să vorbim, ar însemna poate ore întregi. Ore întregi și tot n-am reușit să acoperim întreaga activitate. Dar am să spun foarte pe scurt câteva lucruri. S-a născut pe 22.12.1977. La Plău, undeva printre noi, un copil minunat, așa cum spun cei apropiați, un copil foarte inteligent, un copil foarte muncitor, un copil care de mic
că promitea foarte mult. Sigur că am mers la școală, absolvit școala primară, a terminat Academia de Studii Economice la București și nu s-a oprit aici. Pentru că avea resurse date de bunul Dumnezeu, că știm noi că dacă Dumnezeu pune acolo, în acel suflet și în acel trup, valoare, și mai știm că dacă acea valoare este șlefuită prin pregătire, nimeni nu ne mai stă în față. A terminat un master în administrarea afacerilor și a făcut studii postuniversitare, a devenit expert în achiziții publice și lista poate mult, mult, mult continua. A mers pe diverse trepte ale evoluției profesionale și a ajuns în corpul de control a primului ministru. Greu de înțeles pentru unii cum un om simplu de la țară din Dărmănești a reușit să atingă aceste performanțe. Sigur că astăzi lucrează într-o companie de elită din statul român, care face multe, multe investiții. Este poate vârful de lanț al guvernului prin care se fac investițiile în România. Și noi, ca o comunitate, să zic, mai mică, suntem beneficiarii direcți a acestor investiții. Recent am terminat de asfaltat, de modernizat strada Minerilor. Am reușit aproape să finalizăm o sală de sport la liceu cu bani de la această companie. Am făcut proiecte, nu ne-a dat nimeni așa pe ochi frumoși, am făcut proiecte, am depus și mai avem încă multe proiecte la această companie. Recent am reușit să beneficiem de încheierea unui contract de finanțare pentru modernizarea străzilor din cartierul Brătulești, proiect care depășește 16 milioane de lei. Sigur că am dat doar câteva exemple. Este greu să vorbești după un politician atât de abil ca Tomița. Dar îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru mine și pentru premierții viața și mai ales pentru dumneavoastră. Doar atât scurt să vă spun. Mi-ați fost un exemplu fiecare dintre dumneavoastră. Recunosc că am 30% dintre sărbătoriți. Cred că dumneavoastră nu mă recunoașteți decât domnul Bureanu, așa și cu mătușa mea dintre sărbătoriți. Ați fost și sunteți baza acestei comunități. Eu mă numesc Constătean și îmi place să spun Constătean pentru că la țară ne-am găsit spiritele să fie cinstiți, chipsuiți și cu bună, bună, bună creștere. Se spune că de la o vârstă oamenii ajung în mintea copiilor. Nu este adevărat, nu este adevărat. Eu doar atât vă urez, în afară de sănătate, fericire, doar să găsiți fericirea și bucuria copilăriei suflet de alu. Felicitări încă o dată și vă mulțumesc ce ați făcut pentru această colectivitate și pentru mine personal. Tot ce este mai bine. Sunt onorată pentru distinția primită. Sunt onorată că mă aflu în rândul dumneavoastră. Nu pot să spun la fel ca și colegul Lucian, că vă cunosc. Nu am plecat de foarte mulți ani din Dărmănești. Însă sunt fericită că mă aflu aici și extrem de emoționată pentru gestul făcut de domnul primar. Mulțumesc încă o dată pentru distinția primită. În primul rând mulțumesc celor care s-au gândit să aprecieze activitatea mea. A fost o surpriză această diplomă care am primit-o. Cred că mai multă atenție merită cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Ei sunt adevărați eroi, că știm ce înseamnă să conviețuiești
în doi timp de 50 de ani. Vă doresc la toată lumea toate cele bune. Mulțumesc încă o dată. Stimate domnule primar, dragi dămâneșteni, distinși oaspeți, este o zi deosebită pentru dumneavoastră, pentru că astăzi sărbătoriți ceea ce nu multe orașe, localități din țară reușesc să facă. Am mai spus-o și de alte dăți, dar aș vrea să repet un singur lucru. Orașul Dărmănești este frumos, este deosebit, în primul rând, datorită dumneavoastră, cei care împliniți astăzi cei 50 de ani de căsnicie. Orașul Dărmănești va deveni și mai frumos, și mai bogat, datorită celor pe care îi aveți astăzi alături de dumneavoastră. Iată că și mie îmi opresc microfonul. Vorbesc puțin, promit. Adică cei care au venit cu dumneavoastră astăzi aici. Să vă felicite. Orașul Dărmănești este frumos și va fi în continuare dezvoltat și pregătit pentru viitor și datorită primarului, care, iată, se gândește la dumneavoastră și la viitorul dumneavoastră. Orașul Dărmănești este ceea ce este astăzi și datorită preacucernicilor părinți, care vă întâmpină în fiecare duminică și vă oferă sfatul duhovnicești să vă duceți o viață frumoasă, curată, împreună cu toată comunitatea. Orașul Dărmănești este cu adevărat special pentru că, iată, și sunt plăcut surprins, în fiecare an aflu câți oameni de valoare are. Și de vreo 3 ani de zile, domnul primar mă invită alături de dânsul și ar trebui masă să fie plină. Probabil în vreo 2-3 mandate nu o să mai avem loc aici de câți oameni de valoare putem descoperi în orașul Dărmănești. Eu nu sunt de aici în Dărmănești, dar mă pot bucura și eu spun cu mândrie că am făcut liceul în Dărmănești. Și am cunoscut oameni de valoare, oameni ca mine, care sunt astăzi aici în sală și i-am recunoscut, colegii mei de liceu, care au părinți aici și pot spune că sunt oameni de valoare. Vă felicit pe unul pe dumneavoastră, vă doresc multă sănătate și să dea Dumnezeu ca această căsnicie pe care v-ați construit-o împreună să fie un exemplu și pentru aceia care mai uită că un bărbat și o femeie i-a fost dat de la Dumnezeu să fie împreună pentru tot restul vieții atunci când au spus da. Felicitări la mulți ani, domnule primar, ce să zic, jos pălăria, ce faceți dumneavoastră este deosebit aici, iar distinșilor oameni de valoare, să nu uitați să treceți, nu des, foarte des pe aici, chiar dacă aveți locul de muncă departe de Dărmănești. Felicitări tuturor și o zi deosebită în continuare. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 15 august, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Miercuri, 16 august, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, cu o maximă ce va ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.